vreau să fac și eu un model de copilire. Am aici o rila, profit de faptul că e rila. Eu am pe două brațe. Voi renunțați de timpuriu la un braț. Eu profit aici că n-am spațiu, da? Știți? Bun, ce fac? Păi observ că am deja rod aici, vedeți? Rodul ăsta e făcut. E clar că pe aici nu mai am. Și încep. Am ales făcuța asta, că e mai finuță, ca să vedeți. Încep și tai, da? Tai frunzele de jos. Lăsând totuși un ciot. Pac! Am tăiat. Aici. Am tăiat. Da? Aici nu mai tai. Sunt atent. O mai las puțin. Bun, și ce urmăresc? Copii. Ia uitați. Vedeți? Copilul ăsta îl tai ușor, finuț. Nu-l las să crească. Mai e unul aici, uitați-l. Frumos. L-am tăiat. Ia uitați, aici unul mare. Ăsta n-avea ce să caute aici, atât de mare. Mă bag ușor, cu atenție, și-l tai și pe ăsta. Drang, l-am tăiat. Da? Urmăresc, mă duc, văd ce mai fac. Mi-atinge de jos? Nu. Urc, uitați, altul. Mă duc frumos și l-am tăiat. La într-o parte, în sus, urc. Am ales două brațe. Nu mai las mai mult. Uitați, copil. Mai vizibil, dar nu puteți. M-am dus și l-am tăiat lăsând un ciot la el. Să se cicatrizeze în el. Da? Și să nu dea altul. Ca dop. Ce să unde mai vedem? Ia să vedem. Uite altul aici. Da? Mă duc frumos. Atent. Fac. L-am dat jos. Ce trebuie să fiți atenți? Să nu confundați copilul. Uitați aici altul. Cu vârful de creștere. Vârful de creștere, tulpina principală, este caracterizată de ramul, da, de flori, ram cu flori. Mă duc ușor și uitai și pe ăsta, uitai. Pac! Da, l-am tăiat, îl dau într-o parte. Ăsta-i copilitul. Aici sus nu mă mai duc, că nu sunt sigur, uitați, am mugure floral. Risc să tai chiar vârful de creștere. Care ce face? Stopează planta. Trebuie să lași alt copil să crească etc, da? Cam asta e copilirea. De foliere am făcut-o, uite, mai revin acum și mai tai și frunza asta. Eu n-am nevoie, nu am aici rod. Și ce fac? Cu inel, ca să nu mai îmi taie, așa mai leg o dată. Mă duc, uite, aici mi-a scăpat un copil. Sunt atent, pot să reglez, nu-i nimic, pot să greșesc. Îmi revin, plâng, dar revin. Și mă duc frumos și mai leg o dată. Direct de data asta, nu mai învârt. Șoala că n-am cum. Atenție că e fund aici. Deci trebuie să vă băgați cumva sub fundă, că după aia nu mai puteți regla. Pentru că eu până leg, uitați că tot profit, eu pot să mai întind sau să relaxez planta. De obicei, o întind. Unde a căzut pârligul, nu contează, iau altul. Și mă bag sub fundă, că altfel după aia nu mai pot. Prind. Funda. Șoara. Și închid. Nu mi-a ieșit. Mai încerc o dată. Nu ne alargă nimeni. Ia uita. Întorc spre voi să vedeți. Da? Mi-a intrat în piedica aia. Închid puțin ca să nu mai scape. Mă duc după tulpină și leg. S-a închis. Eu mai am aici. Mai am una, da? Dacă stă, o las în pace. Dacă nu, îi mai pun și ei un clips. Dar nu, nu e cazul că stă. Uitați, mugurii florali se duc, deja e rod aici. Atenție la avortare, o profit acum. Asta nu e avortare. A dat rodul, uitați aici roșia și floarea moare după aia, rămâne în vârf, ca la orice fruct. Asta am să vă arăt. Copilire, formare, de foliere bazală a fost inițial și apoi ușor urcăm. Aici voi tăia frunzele, abia când rodul ăsta este întreg. Asta e.